Administrația Națională de Meteorologie a anunțat că vremea va fi mai caldă decât în mod normal în următoarea lună în toată țara. Astfel, până pe 23 septembrie, temperaturile vor fi ușor peste cele normale, iar regimul precipitațiilor, inițial deficitar, se normalizează în ultimele două săptămâni ale intervalului. În săptămâna 26 august 2 septembrie, temperatura medie a aerului va avea valori mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă la nivelul întregii țări, mai ales în regiunile vestice. Regimul pluviometric va fi deficitar în cea mai mare parte a țării, exceptând extremitatea de sud-est a teritoriului, unde se estimează a fi ușor excedentar. În intervalul 2-9 septembrie, temperaturile medii vor fi mai ridicate decât cele normale pentru această săptămână. În toate regiunile, regimul pluviometric va avea o tendință deficitară în majoritatea zonelor. În săptămâna 9-16 septembrie, mediile valorilor termice se vor situa peste cele specifice pentru această perioadă în toate regiunile. Cantitățile de precipitații vor fi în general apropiate de cele normale pentru acest interval în majoritatea regiunilor, posibil ușor deficitar în cele sud-vestice. În perioada 16-23 septembrie, mediile valorilor termice se vor situa ușor peste cele normale pentru acest interval în toată țara. Cantitățile de precipitații se vor situa în jurul celor normale pentru această săptămână în cea mai mare parte a țării.